Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Biciclist rănit într-un sens giratoriu din Târgu Jiu. Un șofer din Craiova a făcut praf două mașini parcate. Situația pandurilor rămâne dezolantă, Cojocaru compară echipa cu Dinamo. Un biciclist de 72 de ani din Târgu Jiu a fost rănit după ce a fost acroșat de o mașină într-un sens giratoriu din municipiu. Acesta a ajuns de urgență la spital. Șoferul de 35 de ani nu i-ar fi acordat prioritate de trecere bărbatului care se deplasa pe bicicletă, moment în care l-a agățat. Acesta s-a dezechilibrat și a căzut pe partea carosabilă. Astăzi, poliții și în cadrul poliției municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apelul 112 de o participantă la trafic despre faptul că a fost implicat într-un accident rutier soldat cu victime. Din primele cercetări efectuate la fața locului a reieșit faptul că un bărbat de 35 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe bulevardul Constantin Brâncuș din localitate către piața centrală, ajungând în sensul giratoriu, nu a acordat prioritatea de trecere unui bărbat de 72 de ani din municipiu, care se deplasa cu bicicleta din direcția străzii Unirii către piața centrală, acroșându-l. În urma impactului, biciclistul a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Situație neobișnuită între doi prieteni din municipiul Motru. Un bărbat de 32 de ani este cercetat pentru furt după ce a sustras de la prietenul său suma de 10.000 de lei. Cel care a sesizat autoritățile a fost chiar bărbatul păgubit, care a observat lipsa banilor din sertarul locuinței sale. Singurul care știa despre suma aceasta era prietenul său cel mai bun. La data de 28 octombrie anul curent, polițiști din cadrul poliției municipiului Motru au fost sesizați de un bărbat de 64 de ani din localitate despre faptul că în intervalul 21-28 octombrie i-ar fi fost sustrasă din locuința suma de 10.000 de lei dintr-un total de 16.000 de lei. La fața locului s-au deplasat polițiștii, ocazie cu care s-a stabilit că nici ușa de acces și nici geamurile nu prezintă urme de forțare, iar sertarul noptierii unde erau păstrați banii mai existau doar suma de 6.000 de lei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Prejudiciul de 10.000 de lei a fost recuperat, iar între părți a intervenit împăcarea. Un șofer începător a pierdut controlul volanului și a lovit două mașini parcate pe marginea drumului. Incidentul s-a petrecut azi noapte pe calea Severinului din municipiul Craiova. Potrivit polițiștilor doljeni, este vorba despre un șofer de 19 ani care a fost sancționat cu o amendă de 1740 de lei. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii din cadrul biroului rutier Craiova au fost sesizați cu privire la faptul că pe strada Calea Severinului din Craiova a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. La fața locului s-au deplasat polițiștii care au stabilit că un tânăr de 19 ani care conducea un autoturism pe Calea Severinului ar fi lovit un autoturism parcat regulamentar pe strada respectivă, fiind apoi proiectat în alt autoturism parcat pe acea stradă, au declarat oamenii legii. La nivelul județului Gorj au fost depistate în ultimele 14 zile 423 de cazuri de coronavirus, dintre care 10 în rândul minorilor. Incidența anunțată miercuri de către Direcția de Sănătate Publică Gorj era de 1,18 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele două săptămâni. Astfel, Gorjul se menține în continuare între județele cu număr scăzut de infectări. Este de precizat că de miercuri 10 localități din Gorj au revenit în topul celor care nu mai înregistrau cazuri de COVID. Este vorba de următoarele comune și orașe: Brănești, Bumbeș-Pițic, Ciuperceni, Hurezan, Țicleni, Slivilești, Stănești, Stejar, Scoarța și Văgiulești. Numărul cazurilor de coronavirus înregistrează o scădere ușoară în ultimele două zile, după ce de câteva săptămâni au fost creșteri constante la nivelul multor localități din județul Gorj. Direcția de Sănătate Publică Gorj nu a mai raportat marți vreo localitate care să se încadreze în scenariul roșu. Cel mai mare număr de cazuri de coronavirus la 1000 de locuitori este înregistrat în continuare la Bustuchin, respectiv 2,65. În topul comunelor și orașelor, cu o incidență de 1,5 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile, mai sunt alte 9 localități. Acestea sunt următoarele: Godinești, Polovraci, Târgu Jiu, Căpreni, Novaci, Turcinești, Licurici, Leleș și Țânțăreni.
Singura localitate unde trendul este în creștere în ultimele două zile este municipiul Târgu Jiu, care a trecut de 2 cazuri la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile. În municipiul Târgu Jiu au fost înregistrate în ultimele 2 săptămâni 192 de cazuri. Președintele Uniunii Județene a Sindicatelor Libere din Învățământul Gorjan, Constantin Huică, a spus că este în continuare o problemă și în privința asigurării echipamentelor de protecție. Profesorii își cumpără singuri măștile de protecție, cu toate că angajatorul ar trebui să le asigure. În multe școli, profesorii și copiii beneficiază doar de substanțe dezinfectante. Angajatorul trebuie să asigure materiale de protecție. De asemenea, sindicatele solicită și acordare de echipamente pentru desfășurarea cursurilor online de către profesori. Noul Consiliu Județean Gorj a fost constituit. Au depus jurământul de credință și ultimii consilieri județeni validați. Este vorba despre Gheorghe Grivei de la PNL, Ion Ișfan de la Pro-România și Lucian Mărgineanu de la PSD. Gheorghe Grivei s-a aflat în izolare din cauza coronavirusului și nu a putut participa la ședința de constituire a Consiliului Județean Gorj, astfel că a depus jurământul prin telefon. De asemenea, au mai depus jurământul Ion Ișvan, care l-a înlocuit pe deputatul Alin Văcaru, și Lucian Mărcineanu, supleantul președintelui CJ Gorj, Cosmin Popescu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac bună credință tot ceea ce stă în puterile și puterea mea pentru binele locuitorilor Crăciului Gorj. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și priceperea mea pentru binele locuitorilor Crăciului Gorj. Așa să ne ajute Dumnezeu. Astfel, noul Consiliu Județean Gorj are în componență 32 de consilieri plus președintele ales prin vot direct în persoana lui Cosmin Popescu, cel care a condus și în ultimii 4 ani deliberatul județean. Candidatura lui Sorinel Boza la parlamentare i-a picat cam greu deputatului PNL Dan Vâlceanu. Acesta consideră că nu are ce căuta pe listă pe prima poziție la Senat din partea PMP și aceeași părere o are și Danilie Morega, președintele IAIPP Gorj. Sorinel Boza, fostul manager al complexului energetic Oltenia, este din Constanța. Morega spune că o persoană care este din alt județ nu are ce căuta pe listă la parlamentare în județul Gorj. Dan Vâlceanu, care și vicepreședinte la nivel național, este deranjat de faptul și într-un fel este firesc că Boza candidează la parlamentare în Gorj, pentru că el nu este gorjan. Și chiar dacă ar fi plecat în alt județ, dar când tu ești din județul Constanța, să vii să candidezi în Gorj. Cred că este un vot de blam, în primul rând, pentru președintele partidului Mișcarea Populară. De asemenea, acesta consideră că Dan Vâlceanu are perfectă dreptate. Morega a ținut să mai precizeze că, pe timpul în care Boza a condus complexul energetic Oltenia, nu a avut prea multe rezultate pentru a menține compania la un nivel ridicat în ceea ce privește producția. Dan Vâlceanu are perfectă dreptate. Nu este corect că el candidează, care a fost director general la complexul energetic Oltenia, care, din păcate, deși a fost un manager relativ bun, n-a progresat cu nimic. Complexul energetic Oltenia, care să aibă o stabilitate mai mare, să facă o desulfurare corespunzătoare, să introducă tehnică nouă în domeniul exploatării mineritului, absolut nimic. Deci, haideți să fim serioși. El a fost omul care s-a pupat și cu hoții și cu vardiștii. În urmă cu câteva zile, Dan Vâlceanu a spus că PMP trebuie să ofere o explicație în spațiul public cu privire la această candidatură. Acesta îl asociază pe Boza cu socialdemocrații. Vreau să investim cu cap în agricultură, este declarația lui Ion Iordache, candidatul PNL la Senat. Acesta este unul dintre proiectele prin care Iordache își dorește să susțină atât producătorii mici și mijlocii, cât și mari fermieri, pentru ca agricultura să se poată dezvolta cum trebuie. Ion Iordache își dorește această schimbare pentru că, până în momentul de față, investițiile în agricultură s-au făcut fără o strategie coerentă și, din această cauză, mii de hectare de teren sunt necultivate. Majoritatea fermierilor lucrează terenurile cu mijloace rudimentare și România importă alimente pe care le-ar putea produce cu eforturi mici. Iordache își dorește să se consume produse românești, acest deziderat trebuind să fie atins prin măsuri adecvate economiei de piață. De aceea, Ion Iordache, împreună cu echipa PNL, a creat o strategie pentru creșterea performanței în agricultură, prin care se urmărește
finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole, acordarea subvențiilor pentru achiziția de echipamente pentru irigații, existența granturilor de finanțare pentru antreprenoriatul rural, dar și instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat. Vreau să cultivăm terenurile Gorjului. Vreau să ne producem singuri cele necesare. Vreau să investim cu cap în agricultură. Începem reconstrucția Gorjului. Vă aștept alături de mine pe toți cei care simțiți la fel. Hai la treabă! Prin hotărârea de guvern privind antreprenoriatul rural, s-au acordat din fondurile europene 200 de milioane de euro pentru partea de procesare, distribuție și ambalare pentru antreprenorii care își desfășoară activitatea în agricultură. În privința granturilor în valoare totală de 1 miliard de euro care vor fi acordate IMM-urilor prin intermediul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, șeful guvernului a precizat că 550 de milioane de euro reprezintă granturi pentru investiții, 350 de milioane de euro granturi pentru repornirea activității și 100 de milioane de euro granturi în valoare de câte 2000 de euro pentru micro-întreprinderile în care singurul angajat este antreprenorul. Mihai Weber, deputatul și președintele PSD Gorj, își urmează strănepoții în lumea politică. Acesta este strănepotul lui Dinică Schileru, primul deputat țăran din Parlamentul României, a cărei poveste se regăsește în cărțile profesorului de istorie Gheorghe Nichifor. Vicepreședintele Consiliului Județean Gorj a prezentat miercuri într-o conferință de presă cărțile apărute despre Schileru, precizând că s-a îndrăgostit de personalitatea acestuia în urmă cu 10 ani. Gheorghe Nichifor îl consideră pe Dinică Schileru un deschizător de drumuri la Gorj. De ce Dinică Schileru, un personaj absolut fabulos al acestui meleag, aproape două decenii de parlamentarism, un tip de o vivacitate extraordinară, un deschizător de drumuri, am putea spune, aici la noi, la Gorj. Este motivul și pentru care a ajuns în Consiliul Județean, după ce am avut un centenar Ecaterina Teodoroi în 2017, am realizat în 2019 și un centenar Dinică Schileru. Gheorghe Nichifor a vorbit atât despre relația de rudenie dintre Mihai Weber și Dinică Schileru, dar și despre asemănările dintre aceștia. Cea de-a treia generație de Schileri este formată în clipa de față de actualul nostru candidat la adunarea la Camera Deputaților. Este vorba de actualul nostru parlamentar, deputatul Mihai Weber. De altfel, chiar de la prima ediție, cea din 2000, am fost susținut foarte bine în ceea ce privește iconografia lucrării de către, pe atunci nu era deputat, de către Mihai Weber, căruia îi mulțumesc și pe această cale. Dați-mi voie să cred, după ceea ce a făcut până acum, Mihai Weber se situează cu cinste în această galerie a parlamentarilor gorjeni. De asemenea, acesta a mai spus că una dintre cărțile publicate a apărut cu sprijinul primarului Comunei Bărbătești, Adrian Mangu. Aș trece la cea de-a doua generație de parlamentari schileri și, până la urmă, aceasta este știrea pe care eu vreau să o promovez pentru dumneavoastră. Este o carte care a apărut grație generozității unui personaj care nu este nimeni altul decât primarul Adrian Mangu de la Bărbătești. Aș vrea să vă spun și cartea este dedicată lui Aristide Schileru, fiul lui Dinică Schileru și el parlamentar după 1918 și deputat și senator. Personalitatea lui Dinică Schileru este conturată într-o autentică legendă vie și productivă, capabilă să lumineze complexitatea spiritului pandur. Târgul de Crăciun din Craiova va avea loc și în acest an, chiar dacă rata de infectare cu COVID-19 a ajuns în municipiul la 4,47 la 1000 de locuitori. Evenimentul va fi organizat în perioada 28 noiembrie 2020-3 ianuarie 2021. Însă ediția din acest an este anunțată a fi una adaptată pentru a putea oferi siguranța necesară vizitatorilor și spațiu suficient pentru distanțare. Astfel, în primul rând, purtarea măștii este obligatorie în tot perimetrul târgului. Totodată nu vor fi acceptați la târg comercianții care prepară gustări din carne preparate pe grătar, cum ar fi mici, cârnați, coaste sau ceafă. Vor fi acceptați doar comercianții de produse care pot fi consumate pe loc sau luate la pachet cu băuturi. Aceștia au voie să amenajeze în fața căsuțelor din zona
de food, doar 1-2 mese înalte cu picior sau butoaie de lemn pentru servire, cu respectarea măsurilor de prevenire a infecției cu coronavirus. Astfel, de această dată, craiovenii care vor merge la târgul de Crăciun vor avea de ales între produse non-food și produse food și vor putea achiziționa tricotaje, produse handmade, obiecte din ceramică, ghirlande și globuri. Pentru cei mici și pentru pofticioși, comercianții au voie să vândă dulciuri, ambalate gen cozonac, fursecuri, prăjituri, turtă dulce, chiurtoși, dulciuri, plăcinte și baclavale. Produse tradiționale din lapte gen brânză, cașcaval, dar și băuturi de sezon vor putea fi găsite și ele la târg. Pandurii Târgu Jiu rămâne pe ultimul loc în Liga Secundă, iar trupa pregătită de Călin Cojocaru nu a câștigat niciun meci acasă de la inaugurarea stadionului. Miercuri, gorjenii au pierdut restanța cu Farul. Singurul gol al Constanțenilor a venit în minutul 34. Marius Leca a înscris spectaculos după o fază confuză în careul gazdelor. Echipa noastră a avut șansa egalării pe final de primă repriză, dar Sebastian Velcot a trimis peste poartă dintr-o poziție ideală. A doua repriză a adus și mai multe vești proaste pentru gorjeni. Jaiteh a văzut al doilea galben în minutul 70, iar gazdele au alergat după egalare în inferioritate numerică. Martin Remacl și Ludovic Erhard au ratat ultimele oportunități pe final de repriză. În ciuda înfrângerii, antrenorul Călin Cojocaru crede că rezultatele vor veni în curând. Timișoreanul cere în continuare timp și a comparat situația de la Pandurii cu cea de la Dinamo. Rezultatele care au fost sunt din mai multe cauze, nu doar sportive. Consider că ultimele meciuri echipa a arătat de la meci la meci tot mai bine și nu suntem o echipă care, să zic așa, să merite ultimul loc. Cu siguranță că meciurile viitoare vom aduna și puncte, dar vă spun tot așa, obiectivul acestei echipe, trebuie să fim realiști, e salvarea de la retrogradare, nu altceva. Uitați-vă la o echipă ca Dinamo, care este în reconstrucție și care a făcut 9 transferuri, nu 30, are același parcurs, fiindcă este foarte, foarte greu să faci o echipă țac-pac să meargă. Toată lumea își dorește lucrul ăsta. Să nu credeți că eu, jucătorii sau conducerea vrem să pierdem. Antrenorul oaspeților, Iani Zicu, a fost iritat de reporterii care sugerau că un rezultat de egalitate ar fi fost mai echitabil și a declarat că echipa sa trage la promovare. Sper că în acest an Farul să revină în prima ligă. Păi de ce să nu-l consider just? Am avut 20 de acțiuni de superioritate și trebuia să mai dăm 2-3 goluri. Eu cred că e just și dumneavoastră cred că l-ați dus la fel, nu? Normal că trebuia să fie, dacă am avut situație. Eliminarea al doilea galben, a dat la port, a pus mâna, păi normal, credeți că a fost injust? Eu nu cred că are nimic cu clubul dumneavoastră, cred că situațiile grele pe care le traversați sunt din cauza situațiilor din trecut, ce s-a întâmplat în trecut, nu suntem noi de vină că eliminăm un jucător. Pandurii Târgu Jiu a rămas cu 3 puncte în clasament. Vești bune pentru echipa Viitorul Târgu Jiu. Fotbaliștii au primit acceptul Direcției de Sănătate Publică Gorj pentru a reveni pe teren. După 2 runde în care nu a evoluat în Liga Secundă, formația lui Flaviu Stoican poate să-și apere din nou șansele în dreptul unghiul verde. Sâmbătă, pe stadionul municipal, gorjenii primesc vizita formației Unirea Slobozia. Totuși, Viitorul va avea un lot restrâns pentru confruntarea din runda cu numărul 10. Potrivit unui comunicat oficial al clubului, trupa din Târgu Jiu nu se va putea baza pe 6 titulari. 9 jucători ai Viitorului au fost depistați pozitiv cu SARS-CoV-2 pe 22 octombrie. Din primele informații, 2 cazuri noi au fost înregistrate după ultima testă a trupei gorjene. Partida cu Slobozia are loc la ora 11. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă!